Așa, stimați colegi, să anunț deschisă ședința Consiliului Științific Specializat de 541-02-2487, care organizează susținerea publică a tezei de doctorat în sociologie a doamnei Ina cu tema rolul administrației publice locale în gestionarea regionale. Specificitatea 541-02, structura socială, instituții și procese sociale. Conducător și conferențiar. Ana doctor habilitat în sociologie, conferențiar și cercetător, și Marianu Brabi Mariana, doctor în sociologie, conferențiar, cercetător. Trecut studiile politice și sociologice și iată în continuare, să treacă în revistă actele prezentatului și să ne raporteze despre corespunderea acestor actelor normative ale Consiliului Național. Ana, ce? Stimați membri, și a conducătorului științific, urmează extrasul din procesul este prezentată adeverința de istoria și metodologia sociologiei. De asemenea, este prezent avizul la teza de doctorat semnat de către conducătorul științific, domnul Victor Mocan. Dosarul formarea Consiliului Științific Specializat, prezentat de către
autorizarea publică. Științifică tezei semnată de către președintele și secretarul științific. Evaluarea raportului și analize. Expedierea rezumatului științific pe adresele indicate de către Consiliul Științific Specializat și documentul ce confirmă depunerea de doctor în științe. În fond, documentele examinate corespund cerințelor actelor normative. Cu ascultăm pretenții tradițional timp de titlul anunțat, rolul administrației publice locale în gestionarea proceselor migraționale. Voi iniția vaste studii privind gestionarea migraționale se constată că se concentrează pe primesc migranților de destinație. Cu entitățile publice. Politică administrativă care respectiv scopul formulat în realizarea
teoretico-metodologic, analiza cadrului instituțional și conturarea dimensiunii administrative și determinarea rolurilor administrative. Unor dificultăți în elaborarea politicilor publice de migrație la nivel local. Ipoteza de cercetare, ipoteza formulată, constă în modificarea politicilor locale privind gestionarea migrației, este esențială în abordarea structurală și instituțională, care în contextul actual este insuficientă, acest lucru datorându-se în special lipsei unui sistem de colectare informației complexitatea fenomenului. Capacitatea limitată a administrației publice locale de a aborda politici locale, politici în cercetare și analiza complexă a rolului administrației publice locale din Republica Moldova pentru a evidenția măsura în care programele și politicile naționale la capacitatea noutatea și interdisciplinară, ce rezonează cu avantajul înțelegerii corelației migrației cu conținutul politicilor de migrație. Existența anumitor probleme. De migrație. Contribuția la aprofundarea cunoștințelor privind capacitatea autorităților publice locale în gestionarea proceselor. A fost evidențiată contribuția migrației la dezvoltarea pentru cercetare, realizare cercetării în problema.
a constitui și constitui subiect și probleme de studiu, abordarea sociologică cu abordarea critică realistă a migrației elaborată de Bakewell, teoria structurii a lui Giddens și alte teorii. Abordarea politică are la bază doctrina administrativă a lui Fayol și anume capacitatea structurală. Migrație și dezvoltare este tendința actuală și au servit și aceste reperi pentru studierea problemei în cadrul cercetării. Cadrul metodologic al cercetării este următoarele pentru analiza primară și secundară. Statistică, recensământul și alte date, documentele necifrice care se bazează pe legi. Descrise studiile sociologice realizate, datele culese, studiul de caz și reprezentativitatea acestor cercetări. A fost studiul de caz a demografică care în clasamentul național ocupă pozițiile 2, 3 și grupul 2 reprezintă cele caracterizate de un indice mediu și grupul tabela isso. Început, mă voi referi la cadrul naționale parteneri Republicii respectiv am determinat modele gestionarea implicarea banilor de dezvoltare
în sprijinirea reformelor politicilor, fie direct sau fie prin politici fixe și abordări care descentralizează sau transferă elementele de guvernare instituțională. Republicii Moldova cu documentele și acțiunile respective, integrale migrații în statistică, o serie de documente și planuri de acțiune. Și statea politicii ministrie. Deci aici, în linii generale, se conturează o politică privind faptul fluxurilor de migrație. Este adoptată o perspectivă a valorificării oportunităților oferite de migrație. Și o altă constatare ține de timpul și momentul intervențiilor. Cele mai multe din măsurile politice se axează pe faza post-migrație, sprijinând reintegrarea socioeconomică a persoanelor în toată sau pe migrație. Cooperare. Și implementate cu obiectivul declarat de a interveni în soluționarea prin migrația, sunt dovadă faptul că Republica Moldova dispune de o politică de migrație. Așa cum avem un caracter interdisciplinar al abordării, am ales să analizez și voința politică sau exprimată în sau manifestate prin programele electorale. Aici constatarea este că nu există dovezi concludente că alegătorii, inclusiv diaspora, percep sau aleg partidele politice numai pentru faptul că ele vizează migrația sau problemele în platformele lor electorale. Mai curând sunt efectele unui traseu mai îndelungat asupra persoanelor migrate care acumulează o experiență care mai mult sau mai puțin fericită, dar care are capacitatea de a modela comportamente și atitudini, inclusiv față de voința politică a persoanelor care au ales să migreze. Ca și un obiect sau unul dintre obiectivele a fost să determinăm dimensiunea administrativă a fenomenului migrației, ori atunci când vorbim de dimensiunea administrativă, nu putem să nu vizăm competențele care vin administrației publice locale în gestionarea proceselor migraționale. Și de aici pot menționa faptul că
legea nu stabilește în mod exhaustiv situațiile sau opțiunile pe care trebuie să le întreprindă autoritățile publice. Deci, referitor la migrație, legea nu stabilește expres anumite atribuții concrete, doar că le curg din alte sau le putem găsi în alte documente. Rolul administrației publice este acceptarea interesului public a regulilor călăuzitoare în organizarea activităților în folosul colectivității teritoriale locale și asta permite de competență. Din perspectivă juridică, această libertate de acțiune din lege este calificată drept putere discreționară și această rezultat, iată, am analizat astea sunt domenii proprii de activitate ale autorităților publice deci locale, ele sunt desprinse ce privind descentralizarea administrativă. Referitor la migrație, acțiuni sau atribuții, legea nu stabilește concret. Însă, competențe și responsabilități totuși ale administrației publice locale identificăm în alte documente și ca și competențe care revin autorităților în acest sens sunt că fie că acordă sprijin la integrarea străinilor în viața economică, socială, fie că participă la eliberarea actelor de identitate, fie că participă sau sunt atrase la combaterea traficului de ființe umane sau la elaborarea politicilor și planurilor de dezvoltare având în vedere impactul migrațional. Aici, ca și dovadă, pentru că rezultă din ceea ce am menționat, a fost analizat strategia Diaspora 2025 și vedem că în implementarea strategiei Diaspora 2025 implică mai multe entități publice și autorități la nivel central, reprezentanții primăriilor, îi găsim doar pe anumite aspecte, pe anumite dimensiuni în implementarea strategiei. Analiza competențelor și ne duce către o altă constatare, și anume că gestionarea migrației presupune sau are la bază modelul integrat. Elaborarea și implementarea politicilor și strategiilor privind este ca și un element de noutate pentru Republica Moldova. Presupune consacrat prin hotărâre de guvern din 2017, care prevede abordarea integrată domeniului diasporii, migrației și dezvoltării. Și aceasta presupune un mecanism de comunicare și coordonare a tuturor părților implicate și imediat aici găsim și autoritățile publice locale. Și nu mai, bineînțeles, societatea civilă, mediul academic și organizațiile internaționale, de aici vine și acest obiectiv comun al autorităților de a gestiona procesele migraționale. Ca și competenții sau cei ce revin administrației publice locale, putem să menționăm nivelul de coordonare și a politicilor publice și găsim administrația publică locale și la nivel de implementare. Analiza sau determinarea rolurilor ne duce către comportamentul administrativ, acesta a rezultat din analiza atitudinilor și comportamentelor autorităților locale din Republica Moldova față de migranți, bazată pe interviurile realizate. Aceste comportamente deduse pot fi clasificate în două categorii, și anume comportamentul de conformitate și comportamentul extrarol. Comportamentul de conformitate implică stricta îndeplinire a atribuțiilor legale ale funcțiilor deținute de autorităților locale. Deși asigură respectarea cadrului legal și administrativ, acest tip de comportament poate limita flexibilitatea și adaptabilitatea necesară pentru a răspunde necesar la provocările specifice migrației. Ori comportamentul extraror implică un comportament creativ și voluntar, care depășește rolul sau sarcina atribuită formal.
și aceasta presupune inițiative și acțiuni care sprijină atingerea obiectivelor politicii migratorii, chiar și în absența direcțiilor explicite. Tipurile de acțiuni reduse în administrația publică locală. De asemenea, am stabilit care sunt aceste tipuri de acțiuni. Și primul set de acțiuni este planificarea, prin care se decid prioritățile. Al doilea set de acțiuni este construirea spațiului și contextului favorabil pentru implicarea actorilor capabili să răspundă acestor priorități. Și al treilea set urmărește comunicarea cu cetățenii și cultivarea încrederii acestora. Autoritățile locale au competențe similare, dar capacități diferite și prin urmare, atunci când e pusă în discuție gestionarea migrației, nu se pot propune soluții unice pentru toți. Respectiv, capacitatea administrativă este limitată de abilitățile sociocognitive ale administrației publice locale și ne permit să rezonăm cu ideea Christensen și Gaisley, potrivit cără capacitatea unei administrații locale este capacitatea de a le permite să facă ceea ce vor să facă. În slide-ul respectiv este analizat și sunt prezentate, iată cum unele autorități, de ceea ce depinde de teoria, structură, agenție. În ideea că unele cu structuri puternice sau agenția atunci când este puternică este capabilă să implementeze anumite strategii, profită de toate resursele necesare, alte raioane nu găsesc resursele necesare pentru a implementa anumite politici. Deci, drept urmare, am analizat, am căutat să vedem pentru că rolul administrației publice locale totuși cum răspunde acestui proces și cum gestionează migrația la nivel local. Ori la îndemâna autorităților publice locale sunt instrumentele care le pot folosi și am încercat să identificăm aceste instrumente. Unul dintre instrumentele identificate este, sau chiar și ca și noutate abordării migrației în rezidă în crearea asociațiilor de băștinași din țară și vedem raioanele fără a impune măsuri restrictive, că este mai mult un caracter voluntar. Administrațiile locale nu asociațiile sunt implementate și ce proiecte. Și le vedem după deci aici sunt puse pe categorii și fie că de securitate națională, calitatea locuirii și mediului, crearea de locuri de muncă, educație, infrastructură, cultură, deci astea sunt domeniile de fapt cu așa câte proiecte sunt. Sau dacă nu sunt cele mai multe se întâlnesc în domeniul creierii locurilor de muncă, pentru că asta este rezultatul antreprenoriatului dezvoltat cu susținerea proiectelor de dezvoltare. În tabelă este demonstrată structurile, sunt analizate structurile pentru susținerea activităților economice și astea sunt platformele industriale multifuncționale, zonele economice libere, incubatoarele de afaceri și parcuri industriale, unde sunt în care din raioane sunt dezvoltate.
În slide respectiv, analizat proiectele, care au fost proiectele derulate în cadrul programului guvernamental DAR 1+3 și unitățile administrative care au putut aloca, au avut această capacitate de a identifica resursele pentru a aloca 10% din valoarea proiectelor. Deci, în concluzie, menționez că instrumentele pentru implicarea migranților în dezvoltare locală sunt de trei categorii, sau cele sunt astea trei care le-am identificat, și anume asociația de băștinași. O altă categorie, un alt instrument important este revenirea temporară a migranților, și un alt instrument este utilizarea financiară. Imediate importanța adaptării strategiilor pe termen lung. Încurajarea și sprijinirea inițiativelor care integrează ambele aspecte ar putea rezultatul cercetării care se consideră sau considerăm experiența migrațională, care reprezintă ansamblul acțiunilor, faptelor și relațiilor care, pe de o parte, schimba locul de trai și lucru, iar pe de altă parte, implică un set de acțiuni legate de integrare și adaptare la noul loc ales. Această rațiune exprimă faptul că experiența de migrație se formează pe o acumulare de lumea a migrantului, și suntem convinși că înțelegerea, conștientizarea și perceperea experiențelor migraționale pot facilita dezvoltarea politicilor locală, este, trebuie să fie preocupat de utilizând în mare parte experiența sau valorificând anume un obiectiv menționez că îmbunătățirea coeziunii sociale poate crea un mediu mai favorabil pentru dezvoltare personală. Ei sunt mai puțin tentați să plece în căutarea unei condiții mai bune în altă. Menționez următoarele, că scopul
cercetării a fost atins prin explorarea proceselor de gestionare a cursurilor migraționale la nivelul administrației publice locale. În rezultat am reușit să stabilim o viziune asupra gestionarea proceselor migraționale. Migrații internaționale. Astfel se evidențiază responsabilitatea, plasarea responsabilităților privind gestionarea migrației pe global de locală, efectele și consecințele fenomenului. Așa cum efectele sunt și negative și pozitive, rolul autorităților este să le surprindă în actul administrării. De aceea, gestionarea migrației trebuie să fie asociată cu specificul socio-economic, demografic și migrațional local pentru a interveni eficient atât din punct de vedere normativ cât și instituțional cu resursele corespunzătoare. Autoritățile locale au competențe similare, dar și capacități diferite. Urmare, atunci când este pusă în discuție gestionarea migrației, nu se pot propune soluții unice pentru toți. Datele oferă informații care ajută la explicarea capacității, însă datele respective sunt limitate la abilități sociocognitive ale administrației publice locale și, așa cum am menționat, permite să înaintăm ideea că capacitatea unei administrații locale este capacitatea de a face ceea ce vrea să facă. Nu am identificat dovezi care să susțină o asumare responsabilă a gestionării migrației, diminuează dorința de a migra. Există însă dovezi că migrația contribuie la dezvoltarea locală în măsura în care autoritățile recunosc și valorifică potențialul migrației. Și așa cum în teză este vizat anume administrația publică locală și rolul administrației publice locale în gestionarea proceselor migraționale, prezint în pescandru am plasat doar recomandările pentru administrația publică locală și anume facilitarea efectuării continuă a cercetării sociologice și demografice în domeniul gestionării migrației este o recomandare cu care venim în lucrare cu implicarea mediului academic și fiind esențială pentru înțelegerea profundă a dinamicii și impactului mișcărilor migratorii prin susținerea cercetărilor și educației în domeniul migrației, cu implicarea activă a mediului academic, pot fi dezvoltate politici mai eficiente și soluții mai sustenabile. De asemenea, susținem și sugerăm ideea incorporării componentei migrației în politicile de dezvoltare locală. Acestea trebuie să aibă în vedere și subliniem experiența, cunoștințele și interesele migranților și acestora, incluzându-le pe agenda de dezvoltare. O altă recomandare constă în elaborarea politicii internaționale în mod eficient și integrat, necesită luarea în considerare a unei serii de indicatori cheie care pot ghida procesul de planificare și de planificare și adecvată. Să fie elaborate pornind de la rațiunea că migrația nu este producă beneficii, investiții, coeziune, bunăstare, pe de o parte și pe de altă parte de gestionare adecvată să limiteze și să diminueze efectele negative ale acesteia. O altă recomandare este că reajustarea permanentă a modalităților de organizare și acțiune la nivelul colectivităților teritoriale locale este o necesitate impusă de mediul social care se află într-o permanentă schimbare. Socială și pentru asigurarea unei pentru
îmbunătățirea guvernanței locale și pentru valorificarea potențialului diverselor grupuri din comunitate. Aceasta poate include de birocratizarea procedurilor pentru migranții reveniți, este o altă recomandare. Asta reprezintă un pas considerabil pentru facilitarea reintegrării acestora în comunitățile de paștină. Implică simplificarea și accelerarea proceselor administrative pe care migranții trebuie să le parcurgă în momentul recunoscut. Dumneavoastră ați stabilit careva relații dintre India securitatea demografică și activitatea administrației publice locale. Unitățile administrative teritoriale care au obținut un punctaj înalt de securitatea demografică se inițiază cu activitatea mai reușită a administrației publice locale și invers, acelea care sunt există legătură sau totuși sunt și alți influențează notați notați întrebările, da. Sau răspundeți deodată. Nu știu că, care e regula. Care influențează și care nivelul administrației publice locale în implicare sau dezvoltare și în gestionarea procesului migrațional. Adică, dacă ați folosit acest indicator, da? Indicele teritoriale de securitate demografică, totuși care sunt concluziile, legăturile între indicele
teritorial de securitate, adică și concluziile pe care le-ați făcut dumneavoastră. Concluziile sunt următoarele, că sunt la nivelul administrației publice locale, nu faptul de lucrurile foarte mult aspectul migrațional și capacitatea de gestionare a migrației. Este esențial în dezvoltarea comunităților locale și având în vedere că localitățile sunt părăsite Nu, totul a pornit prin și din greșeală am... Am eu o întrebare. Ați vorbit despre asociațiile de băștinași și cumva a fost foarte clar că se, că apare cumva în prim plan raionul Cahul la acest capitol mai multe rezolvări. Întrebare, există această practică în țările din apropiere și dacă vă interesați să comparați care este situația Republicii Moldova în raport cu țările din vecinătate la capitolul administrației publice în gestionarea proceselor migraționale. Da, mulțumesc. Acest răspuns, pentru că e și prima întrebare și a doua au fost destul de complexe și voluminoase chiar, așa că poate aveți nevoie să vă pregătiți. Pot să răspund, da? Da, pot să răspund imediat. Practica asociațiilor sau experiențe reușite există în mai multe localități. Într-un fel, localitățile s-au influențat unele pe altele în funcție de cum au mers, a evoluat dinamica constituirii acestor asociații de băștinași la mare. Când o altă mi se pare că scapă acum exact cum asociațiile foarte în și practicile respective există în mare parte este caracteristic țărilor și există deja această tendință a asociațiilor de băștinași în țările în care în
migranții. Așa cum pe mine m-a interesat partea de ca țară de origine, da, din care se pleacă, m-a interesat doar asociații în ideea de populație care aleg să pleacă, plece în străinătate. Vă văzut că există și practici în Georgia și de astea foste care există această tendință ca emigranții să fie atrași în implicare, fie și de la distanță, pentru că nu neapărat trebuie să te așteptați mereu să revină în țară. Ei sunt și de la distanță, pot să-și oferi. Dura această situație când reprezentanții diasporii vor fi aproape de problemele localnicilor. Cât va dura? Da, asta e tendința să facem pronosticuri. Este foarte greu. E noastră Moldova și sperăm că tendința asta va avea continuitate. Putem să credem că tendința se va păstra pentru că țara, statul, guvernul și inclusiv administrațiile locale deja susțin aceste inițiative și le încurajează prin programele care toate politicile, documentele de politici pe care le-am prezentat. Și în mare parte unde sunt programe pe faptul că în această perioadă, sigur, ceva există acțiuni care vor fi realizate, sunt plăniți. Sunt programe care pot că acțiuni în acest sens vor exista. Și asta avem nevoie și de biroul diasporii, dar și alte entități, ne așteptăm că și la nivel local cumva să există entități care să se preocupe. O întrebare direct legată de subiectul lucrării dumneavoastră. Migrantul înțeles ca agent al dezvoltării. De cât de mult acest migrant este agent al dezvoltării? Dumneavoastră, sunt exemple relevante ca să fie ca să, cu adevărat noi simțim că acest reprezentant al migrației este cred că putem să facem trimitere la noțiunea de transfer, transfer de cunoștințe, transfer de abilități, transfer inclusiv de resurse financiare. Deci nu e noutate cât de resurse sau sentențele care contribuie inclusiv la dezvoltarea Moldova, deci asta este valoarea cea mai importantă probabil pentru gospodăriile care pot să prospere, numai urmare a remitențelor transferate de rude care le au în străinătate. Altfel, cea mai măsurabilă valoare a migrantului ca agent al dezvoltării este cea a contribuției financiare. Atunci când, după ce își îndrețin și familie, pot să vină să contribuie și la dezvoltarea locală prin inițiative, prin investiții, dacă sunt imigranții care aleg sau iau decizia de a reveni,
va fi susținută de programe care sunt legate de eu vreau să știu dacă este acest procentaj al întrebarea a fost cum și care este problema mai sunt întrebări? Da, poftim. Am o întrebare privind data dumneavoastră ați în recomandările pe care ați dat pacienți către autoritățile publice locale în gestionarea proceselor naționale. Dacă ați abordat dumneavoastră în raport care este mecanismul de implementare a acestor recomandări propuse, având în vedere în condițiile, să spunem așa, deficiențelor bugetare, atât la nivel local cât și național, care, dacă ați analizat acest aspect din punct de vedere a bugetului, cum pot fi ele implementate recomandările? Da, mulțumesc de întrebare. Aici cred că trebuie să ne referim la finanțarea, da? Care, dacă mai administrația publică locală are capacitatea financiară de a, am înțeles corect, da? Capacitatea financiară de a susține și de a implementa politici publice. Iată acele recomandări care dumneavoastră ați venit. Aveți aparte recomandări pentru autoritățile publice locale. Pornește de la rolurile care definesc publica în gestionarea tradițional, în gestionarea migrației și aici cred că putem să ne referim la o posibilitate de a identifica problema, posibilitatea de a formula o politică publică pe marginea acestei probleme și odată ce se formulează politica publică, se identifică capacitatea de a identifica resurse necesare pentru a implementa aceste acțiuni care se planifică. Și resursele, probabil, nu știu dacă în ce măsură bugetul public poate să vizeze anume problema migrației, dar poate să vizeze indirect crearea șansele sau reușitele sunt doar din parteneriatele care le pot dezvolta administrația publică locală sau finanțările care le pot accesa pentru a dezvolta proiecte la nivel local și atât doar aici cred că reușita a identificării resurselor doar de aici. Ca să planifice resurse special pentru gestionarea proceselor migraționale, iarăși, depinde de pentru că administrația publică locală este în serviciul omului și în măsura în care administrația, totul depinde de măsura în care administrația publică locală va prioritiza această problemă să pentru a ajunge la, dar de regulă sunt probleme care probabil duc migrație și fenomenul migrației către într-un capăt de listă. Dar în contextul studiilor realizate, studiilor de caz realizate și interviuri, a parvenit problema
bugetului insuficient pentru a gestiona aceste procese migraționale și a se implica în... Da. Prima aspect la care atrage atenția autoritățile publice locale, că nu au nici resursele respective, nu au capacitate și informație necesară pentru a controla sau cunoaște fluxul migrațional și credeți cumva că o creștere a nivelului de trai, la nivelul comunității locale, poate stopa, diminua un pic fenomenul, dacă crește nivelul? Care e predispoziția cetățeanului din Republica Moldova în raport de fenomenul ăsta? Da, mulțumesc pentru întrebare. Interesantă întrebare, depinde cum probabil cum vedem problema respectivă. Deci dacă ar fi să facem trimitere la teorie și la teoria nu influențează. Față de alte dimensiuni, se trezește gândesc că mai curând, da, nivelul de îmbunătățirea condițiilor de trai poate să va observăm că există revin numai pentru că sau pentru condițiile de trai totuși s-au îmbunătățit, să luăm localitățile rurale, deja să vă investim în infrastructură, s-ar putea ca să fie și acest un factor. Un factor este că și-au asigurat și un venit fiind în străinătate și deja cu resursele respective ei pot altfel să supraviețuiască în Republica Moldova. Și probabil că nu știm dacă tinerii vor sau alte generații vor fi tentați să revină. Au venit chiar recent, am cunoscut pe cineva care a revenit din Germania, s-a angajat, a venit mai entuziasm. În așa cumva regretul revenirii, pentru că prima problemă cu asta totuși nu se pot obișnui. Sunt multe, deși chiar există intenția și mai greu or să se lase convinși, nu știu, probabil că trebuie să ajungi la așa de care
Da. Da, desigur. Da. Spuneți, vă rog, care sunt domeniile în care administrația gestionarea sau valorificarea potențialului migrației și care sunt acelea administrații publice locale sau administrațiile publice intervine numai în măsura în care este implicată sau atrasă în politicile care sunt implementate departamentul migrației și dezvoltare. Și atunci la primărie să acceseze aceste programe, există reușite în acest sens. Și reușite este în funcție de care, pe care administrația publică locală să le, și pe care dimensiunea pozitivă a la nivel central, mai puțin se preocupă de consecințele negative ale migrației. Și probabil aici trebuie să fie formulate politicile și pe dimensiune respectivă. Ori consecințele, cea mai gravă consecință este scăderea populației care ar trebui să fie adus pe aceeași dimensiune ca și consecințele îndrăznesc să întreb, dar este posibil să fie influențată procesul migrației? Este posibil să fie gestionată? Este un fel de haos care domină societatea și care 100-200 de familii zilnic pleacă și tot așa. Haos nu există. În prezent, putem mai ales administrația publică locală, este cumva să valorifice ceea ce am tot menționat. Migrației ca să fie utilă și colectivităților locale și da, mulțumesc că ați întrebat. Capacitatea administrației publice, cea relație de dezvoltare, aceștia sunt percepțiile față de migrație, percepțiile pentru a identifica și rezultatul sau experiența de migrație sau pentru a determina atitudinea autorităților locale față de migranți sau
astea sunt, aceștia au fost indicatorii care au fost și regăsiți și nu. Mulțumesc. Dacă nu mă cel prezent aici, dacă nu, atunci să prezinte cu sugestii expuse în avizul. Scopul obiectivului de competență, problema de cercetare, deci aparatul metodologic de bază, de asemenea, ceea ce ține pe asemenea, este inclus și sugestii privind unele formulări, reformulări ale concluziilor și, de asemenea, a include unele recomandări, scoate în evidență partea sociologică a tezei și de a include unele exemple de bune practici în domeniul gestionării procesului de imigrație. De asemenea, în cadrul modei informative, în cadrul Agenției Naționale de Asigurare a Calității Educației și Cercetare, capitolul 2 și, de asemenea, ceea ce ține de s-a sugerat includerea și referințele la lucrările. Redactarea unor expresii utilizate pe parcursul crizei și, de asemenea, unele sugestii țin de utilizarea aparatului metodologic, funcționilor necesitate de a le completiza. Și dacă nu am nu, eu cred că un comentariu prezentă, de fapt, al să ne facă referitor la aceste observații, obiecții care au fost făcute din partea unității primare, din partea senatului și din partea acestui. Nu mă discut, așa că trebuie să le comentați. Da, multe intervenții au fost pe lucrare, pentru că își spune cuvântul și durata perioadei de doctorat, pentru că așa cum am fost admis în 2007, am mers lucru în intens, după care a fost și o încetinire așa, elaborării lucrării. Am revenit ca
foarte a trebuit să fie întoarsă la 180 de grade, urmarea modificării titlului tezei și respectiv asta un pic a presupus o muncă intensă și într-un timp foarte scurt, dar toate sugestiile au fost și o lecție și
Marea Republică. Chestiuni și de metodologie și să spun că IENA, într-adevăr, foarte exigent. Am muncit foarte mult. Ascultare de avizele referenților oficiale și referent oficial, doamna doctor. Internaționale de migrație la nivel local. Și măsurile elaborate la nivel național a răspunde și nevoilor locale. Administrația publică locală trebuie să colaboreze strâns cu autoritățile centrale și pentru a dezvolta programe specifice care și familiei imigranților în procesul de valorificare a potențialului imigrațional la nivel local. Metodologia cercetării este relevantă scopului și obiectivelor înaintate, iar cadrul teoretic-explicativ este suficient pentru interpretarea rezultatelor cercetărilor în baza abordării complexe și teza prezintă o abordare interdisciplinară perspective tehnologie, științe politice, administrație oportunităților și constrângerilor în gestionarea migrației la nivel local, limitelor politicilor publice, gestionării eficiente a migrației către administrația publică locală. Scopul analizei este de 7 obiective operaționale care
Mă rog, explicativ și metodologic în abordarea temei cu cercetare și respectiva aplicativă. Este o bază cantitative, studiul percepției privind migrația la nivelul colectivității locale pe un șantion reprezentativ 600 de respondenți și experiență de migrație. Precum și datele cantitative și sociale în Republica Moldova în contextul apropierii la Uniunea Europeană, colectate în anii 2021 și 2023, respectiv de 1698 și 1704 de localități. Baza empirică completează cercetările calitative cu reprezentanții administrației publice locale, studii de caz, precum și analiza documentală. Toate acestea au permis autorului să exploreze aspectele specifice care sunt date de gestionarea migrației în conexiune cu dezvoltarea locală. Conținutul și structura tezei corespund scopului și obiectivelor înaintate. Teza este structurată în trei capitole care au diferit problemei gestionării migrației de către administrația publică locală. În capitolul 1, bazele teoretico-metodologice ale studierii problemei gestionării proceselor migraționale, autorul explorează conceptele fundamentale și teoriile relevante pentru înțelegerea migrației și rolului administrației publice locale. Autorul pune un accent deosebit dimensional și al fenomenului migrației și pe necesitatea unei abordări interdisciplinare pentru a înțelege pe deplin complexitatea acestui proces. Este studierea a temei, cadrul metodologic care include caracteristica bazei empirice a cercetării, se realizează limitarea domeniului tematic de cercetare. Capitolul 2, cadrul instituțional și politice de gestionare a migrației precum și politicile naționale și locale relevante. Analiza cadrului legislativ și instituțional a permis autorului să identifice și să clarifice prioritatea la nivel național. Aceste direcții au fost lipsate de proiecte un agent de dezvoltare economică, socială și culturală. Totodată, autorul a analizat politicile de integrare și reintegrare a migranților, evidențiind măsuri necesare pentru facilitarea revenirii și reintegrării acestora în contextul socioeconomic actual. Un alt aspect esențial al analizei se referă la evaluarea programelor electorale ale partidelor politice care includ măsuri privind diaspora și migrația. Autorul a investigat rolul strategic al diasporii în consolidarea democrației, responsabilitate și competențelor administrației publice locale în procesul de gestionare. Centrale, evidențiind atât punctele forte cât și
eficiențele acestei interacțiuni. Autorul subliniază importanța coordonării dintre cele două niveluri administrative pentru a asigura gestiunea eficientă și sustenabilă migrației, punând accent pe necesitatea unor politici și integrate care să ia în considerare particularitățile locale ale migrației. Capitolul 3 examinează legătura dintre migrație și dezvoltarea comunităților de origine. Autoarea argumentează că migrația poate avea un impact pozitiv asupra dezvoltării locale prin transferul de remitențe, capitalul uman și cunoștințe, dar subliniază și provocările pe care migrația le poate genera la nivel local, inclusiv pierderea forței de muncă și depopularea zonelor rurale. Un alt aspect analizat de migrație este ce comunitățile locale vin la efectele migrației. Autorul explorează că migrația este văzută nu doar ca o provocare demografică și economică, ci și ca o oportunitate de dezvoltare comunitară. Această percepție variază în funcție de nivelul de expunere la migrație al fiecărei localități și de resursele disponibile pentru a răspunde nevoilor cetățenilor migranți și a familiilor lor. Totodată se pune accent pe rolul administrației locale în monitorizare și înțelegere dimensiunilor migrației, inclusiv fluxurile de migranți și impactul acestora asupra pieței muncii, economiei locale și coeziunii sociale. În continuare, autorul analizează capacitatea administrații locale de a dezvolta și implementa parteneriate intersectoriale care includ organizații non-guvernamentale, sectorul privat și alte entități relevante. Aceste parteneriate sunt esențiale pentru a face problemele legate de migrație, cum ar fi asigurarea serviciilor de suport pentru migrație, integrarea acestora pe piața muncii, educație și sănătate, precum și promovarea viziunii sociale. Autorul subliniază că succesul acestor inițiative depinde de capacitatea administrației locale de a mobiliza resurse, de a comunica eficient cu cetățenii și de a se adapta la realitățile locale. În plus, analiza evidențiază necesitatea consolidării capacităților administrațiilor publice locale în gestionarea migrației prin îmbunătățirea cunoștințelor și competențelor funcționarilor locale. Autorul concluzionează că în strategiile locale migrație internațională este percepută ca o problemă, constatare, mai degrabă decât o oportunitate. Această abordare limitată este determinată de factorii multiple, precum capacitățile instituționale reduse, lipsa de finanțare adecvată și investiții de administrație locală în crearea de muncă adaptive, în special pentru tine, fapt ce curiectă la creșterea rate migrației. Prin integrarea datelor obținute în cercetarea cantitativă, privind intenții cu migrație și motivele asociate acestora, autorul evidențiază un nivel analiza scoate în evidență diferențele în intențiile de migrație de apartenență etnică, subliniind că factorii care determină migrația pot varia considerabil între diferite grupuri etnice. În acest context, modul în care migrația afectează relațiile sociale, atât între cei care pleacă, cât și între cei care rămân în comunitățile de origine, apariția unor noi forme de solidaritate între aceștia. Un aspect al cercetării este analiza modelului asociației de baștinași care
prezintă care sunt din Republica Moldova, se analizează proiectele implementate în localități de către administrația publică locală cu participare de astfel. Teza de doctorat se încheie cu concluziile generale Șerifa Mardel. Concluzia finală este că gestionarea migrației la nivel local trebuie să fie flexibilă, adaptată la ale fiecărei comunități și să implice o colaborare eficientă între autoritățile locale, centrale și alți actori relevanți. Autoarea recomandă consolidarea capacității administrative a APL și dezvoltarea unor politici locale adaptate specificului fiecărei comunități pentru a valorifica oportunitățile oferite de migrație și pentru a minimiza impactul negativ al acestui fenomen. În asemenea, este subliniată importanța colaborării dintre APL, societatea civilă și migranți pentru a dezvolta soluții durabile și eficiente în gestionarea migrației. Teza de doctor are o semnificație teoretică importantă prin evidențierea interacțiunilor complexe dintre migrație și dezvoltare locală, subliniind modul în care migrația internațională influențează relațiile sociale, dinamică comunităților și structurile de solidaritate. Studiul îmbogățește prin gestionarea migrației, economie și cultura migrației. Lucrarea contribuie la istoria teorii privind politicii publice în contextul migrației, analizând cum migrația este abordată în strategiile locale și naționale și evidențiind lacunele și provocările întâmpinate de administrația locală în gestionarea acestui fenomen. Valoarea aplicativă a lucrării este incontestabilă, aducând o contribuție semnificativă la înțelegerea profundă a rolului administrației publice locale în gestionarea proceselor migraționale, aplicabile pentru îmbunătățirea capacității instituționale administrației locale, inclusiv prin sectoriale și atragerea resurselor din diaspora pentru a sprijini dezvoltarea economică locală. Se accentuează importanța participării active a comunității locale și implementarea politicilor migrației, contribuind la coeziunea socială, la un dialog constructiv între administrația locală și cetățenii. În pofida celor menționate, persistă și unele lacune în abordarea temei în cauză. Astfel, în pofida faptului că autorul a avut la dispoziție o bază empirică solidă, în special studii sociologice cantitative reprezentative, analiza datelor s-a realizat doar la nivel descriptiv. Nu au fost utilizate metode avansate de analiză sociologică, precum analiza factorială sau analiza regresională, care ar fi putut oferi o înțelegere mai profundă și mai nuanțată a fenomenelor investigate. Implementarea acestor tehnici statistice ar fi permis o explorare mai detaliată a relațiilor complexe dintre variabile, ce ar fi concluzii mai riguroase și fundamentale. Considerăm că teza ar câștiga în valoare dacă ar fi fost elaborat un indice compozit de gestionare a migrației în profil teritorial, care ar putea fi recomandat în calitate de instrument de monitorizare în acest domeniu. Obiecțiile expuse nu diminuează importanța științifică și practică a cercetării realizate, iar teza de doctor în sociologie, rolul administrației publice locale în gestionarea proceselor migraționale, elaborate de doamna Ina Filipov, corespunde exigențelor înaintate față de lucrările de acest gen, iar autorul merită conferirea titlului de doctor în sociologie la specialitatea 541-02, structura socială, instituții și procese sociale. Doctor Cabritan, pentru această analiză consistentă și multiplanică a lucrării, care va fi de folos și doctorandii, și anunț acum
Cel de-al doilea referent, cel de-al doilea avis referentului, care va fi prezentat de doamnă doctorul Mariana în gestionarea proceselor migraționale, specialitate 541.02, structură socială, instituții și procese sociale, elaborată de doamna Ina Filipu. Mă voi strădui să mai trec peste componente mai puțin. Gestionarea migrației în Republica Moldova se confundă cu capacitatea instituțiilor de abordare la nivelul este limitată, de resurse financiare insuficiente, coordonare slabă între agențiile guvernamentale și lipsă de politici integrate. Și există strategii naționale care vizează migrația și diaspora, acestea sunt adesea incoerente și nu reușesc să se adapteze dinamicii actuale a migrației. Politicile sunt orientate în mare parte către gestionarea remitenților și nu valorificarea pe deplin a potențialului migranților ca agenți ai dezvoltării locale. Aceasta se traduce printr-o utilizare suboptimă a resurselor umane și financiare ale teza de doctorat doamnei Filipu Vina, rolul administrației publice locale în procesul migraționale, abordează o temă de actualitate și relevanță înaltă, propunând o analiză a rolului administrațiilor publice locale în gestionarea migrației. Coerența cercetării și demersul științific al lucrării este asigurat prin formularea clară a scopurilor și obiectivelor. Lucrarea își propune să exploreze cum autoritățile locale pot să devină actori proactivi în procesul de gestionare a migrației, contribuind astfel la dezvoltarea comunităților și la integrarea imigranților reveniți. Obiectivele sunt detaliate și aspecte tehnice, metodologice și practice ale cercetării, asigurând o abordare cuprinzătoare a subiectului și includ analiza cadrului instituțional existent, evaluarea percepțiilor autorităților locale și explorarea bunelor practice în gestionarea migrației. În contextul în care politicile migraționale sunt adesea centralizate și implementate la nivel național, autoarea tezei este doar aici în discuție cu instituțiile exploatate administrațiilor locale. Aceasta este o temă de noutate în literatura de specialitate, deoarece propune o abordare centralizată a gestionării migrației, în care autoritățile locale pot adapta politicile naționale la nevoile specifice ale comunităților locale. Prin analiza bazelor instituționale și a politicilor de gestionare a migrației, autoarea oferă o perspectivă asupra importanței unei implicări mai active și bine definite a administrațiilor publice locale. Aspectul inovativ al tezei rezidă în abordarea integrată a migrației din perspectiva autorităților locale și în propunerea unui cadru teoretic și practic care să ghideze administrațiile publice în gestionarea fenomenului. Noutatea lucrării constă și în analiza detaliată a relației dintre migrație și dezvoltare locală, demonstrând cum migranții pot deveni agenți ai schimbării și dezvoltării în comunitățile lor de origine. Teza este în general bine structurată și urmează o logică clară de la prezentarea teoretică la analiza empirică și concluzii, susținând ipotezele propuse și justificându-le în compartimentele dedicate metodologiei și analizei datelor. Fiecare capitol contribuie la atingerea obiectivelor generale ale cercetării și construiește progresiv o bază solidă pentru concluzii și recomandări. Autoarea reușește să și studiilor de caz, ceea ce adaugă valoare preparatorului lucrării. Capitolul 1, structurat în mod clasic, conform rigorilor, este dedicat principalilor teorii și modele de migrație, abordărilor metodologice și analizei literaturii de specialitate. Capitolul acoperă aspecte esențiale, precum teoriile push-pull, teoria rețelelor, modele de migrație economică și socială și alte perspective relevante în domeniul migrației. Prin trecerea revistă a literaturii de specialitate, autoarea abordează lucrări internaționale și naționale semnificative, recunoscând contribuția savanților autohtone. Una dintre principalele contribuții ale tezii este abordarea interdisciplinară a procesului de gestionare a migrației. Aceasta este o noutate, având în vedere că o bună parte a studiilor existente se concentrează fie pe aspecte sociale ale migrației, fie pe cele politice, dar rapoarea integrează toate aceste dimensiuni într-un mod coerent.
Bibliografia tesei este variată și cuprinde atât lucrări clasice, cât și studii recente, reflectând un efort de a acoperi diverse aspecte ale migrației. În concluzie, analiza literaturii specializate în teza doamnei Filipov este o programă largă, o gamă largă de teorii și studii empirice relevante pentru studiul migrației. Totuși, considerăm că fundamentul teoretic al tezei ar fi câștigat în coerență dacă autoarea ar fi abordat critic legătura dintre teorie și aplicabilitatea acesteia la specificul socioeconomic al Republicii Moldova și la provocările specifice gestionării migrației în administrațiile locale. Demersul metodologic al lucrării este unul mixt, fiind combinate metode cantitative și calitative, inclusiv analiza documentară, studii de caz, anchetă sociologică și interviuri semistructurate cu reprezentanți ai administrației publice locale, experți în domeniul migrației. Această abordare permite o triangulare eficientă a datelor și asigură o imagine cuprinzătoare asupra fenomenului migrației la nivel local. De asemenea, analiza documentară a politicilor și reglementărilor naționale și internaționale completează cercetarea oferind un context legislativ și instituțional pertinent. Se recomandă detalierea limitărilor metodologice și a modului în care aceasta au fost gestionate, aspect esențial pentru transparența cercetării. Totodată, în tabelul 1.6, potrivit titlului său, descrierea eșantionului cercetării, autoarea intenționează o prezentare după caracteristici sociodemografice a eșantionului și a reprezentativității în raport cu structura populației studiate. Toate acestea, există o neconcordanță în modul de prezentare a datelor pentru descrierea eșantionului în contextul unui studiu sociologic. Este util de a clarifica dacă a fost utilizată o metodologie de ponderare, fie într-o notă de subsol la tabel sau într-o secțiune dedicată adiacentă din text pentru a asigura transparența. În capitolul 3 al tezei, doamna Filipov analizează cadrul instituțional și politicile de gestionare a migrației în Republica Moldova, evidențiind atât reglementările naționale cât și rolul autorităților publice locale. În mod original, se abordează dilema reglementărilor de sus în jos versus dezvoltarea de soluții inovatoare la nivel local. Autoarea argumentează că, în ciuda unui cadru de reglementare național predominant, administrațiile locale au un potențial neexploatat de a adapta și inova în fața provocărilor migrației. Aici, contribuția autoarei constă în propuneri de recomandări pentru îmbunătățirea capacității instituționale și a politicilor existente, evidențiind coordonarea dintre regiunile de guvernare și importanța autorităților locale în gestionarea migrației. Această abordare oferă o perspectivă nouă asupra politicilor de migrație, adesea neglijată în cercetările anterioare, care se concentrează pe dimensiunea națională sau pe țările de destinație. Totuși, dispunând de baza empirică enunțată în lucrare, ar fi aplicabil de a incorpora perspectivele migranților și comunităților locale prin date din interviuri sau ancheta sociologică pentru a oferi o înțelegere mai profundă și reală a nevoilor și percepțiilor asupra politicilor analizate. Considerăm că valoarea practică și relevanța teoretică a lucrării ar fi și mai solidă prin compararea politicilor locale moldovenești cu modelele din alte țări din regiune pentru a identifica punctele forte și slabe și a încuraja adoptarea de bune practici dovedite. Un rol important în urmărirea analizei teoretice și instituționale realizate de pretendentă îl prezintă capitolul 3, cu o abordare empirică directă asupra percepției privind migrația și impactul acesteia asupra dezvoltării comunitare, implicând populația și autoritățile publice locale. Spre deosebire de cercetările naționale, care se concentrează în principal fie pe migrația forței de muncă, fie pe diaspora, aici rezultatele demersului empiric arată migrația gestionată eficient la nivel local poate contribui la dezvoltarea comunității. Această legătură este esențială pentru validarea ipotezelor cercetării, în special în ceea ce privește capacitatea autorităților publice locale de a implementa politici eficiente de gestionare a migrației. Autoarea focusează atenția sa pe asociațiile de băștinași ca un model inovativ pentru implicarea diasporei în dezvoltarea locală, un concept adaptat în contextul Republicii Moldova. Totodată sunt explorate forme de implicare precum proiectele de dezvoltare
și susținerea inițiativelor locale, oferind o perspectivă mai holistică asupra potențialului imigranților de a contribui la comunitățile de origine. Cu toate acestea, pentru a consolida aplicabilitatea practică a acestei strategii, ar fi un util detalizarea pașilor de implementare, să se ofere exemple concrete cu evidențierea unui cadru robust de monitorizare și evaluare în timp. În acest sens, menționăm extinderea studiilor de asociații de băștinași pe termen lung, în diverse raioane sau regiuni ale țării, evidențiind bune practici și lecții învățate. Totodată, asociațiile de băștinași ar putea fi analizate comparativ cu modele similare din alte țări, evidențiind prin ce componente modelul din Moldova este unic sau comparabil cu alte inițiative. Studiile calitative integrate în componenta factologică a lucrării aduc o valoare considerabilă prin explorarea în profunzime a rolului migranților în dezvoltarea locală și a dinamicilor comunitare. Permit o înțelegere nuanțată a motivațiilor și provocărilor cu care se confruntă migranții și autoritățile locale. Considerăm că o structură mai riguroasă a datelor calitative, cu categorii tematice definite, care să organizeze informațiile colectate și să le conecteze direct la întrebările de cercetare, ar spori claritatea rezultatelor prezentate. Totodată observăm că în tabelul 3.1 sunt prezentate date relative, adică în procente, ceea ce nu este adecvat pentru un reprezentarea procentuală. Oferind direcții pentru îmbunătățirea totuși, concluziile ar putea fi întărite printr-o integrare mai clară a datelor empirice prezentate anterior în teză, iar recomandările ar fi indicat să nu rămână la un nivel general, dar să fie completate cu pași specifici sau operaționale care descrie cum ar putea autoritățile locale să pună în aplicare recomandările, incluzând resursele necesare, actorii implicați și posibilele provocări. De menționat că rezultatele obținute pe parcursul anilor au fost prezentate de doamna Filipova în cadrul manifestărilor științifice naționale și internaționale, precum și publicate în diverse lucrări științifice, demonstrând angajamentul constant în domeniul cercetării și în comunitatea academică. Evidențiem însă că nu există confirmări clare privind înaintarea rezultatelor tesei și a recomandărilor către autoritățile publice la nivel central și local. În concluzie, teza de doctor elaborată de doamna Filipovina aduce o contribuție originală în domeniul gestionării migrației la nivel local. Abordarea interdisciplinară și metodologiile utilizate oferă o perspectivă bogată asupra modului în care administrațiile publice locale pot interveni eficient în gestionarea migrației. În vederea cercetării în continuare a tematicii abordate, în teza de doctor pot fi enunțate următoarele propuneri: argumentare de mersul metodologic, fiecare set de date, fie cantitativ, fie calitativ, trebuie urmat de o evaluare a modului în care rezultatele contribuie la concluzii, inclusiv prin compararea cu studii și modele internaționale similare. Extinderea secțiunilor dedicate interpretării datelor empirice pentru a asigura o legătură puternică între rezultatele obținute și ipotezele propuse, astfel încât impactul cercetării să fie mai clar. Aplicarea unor modele de analiză sociologică a datelor empirice mai complexe și pe un arsenal de variabile sociodemografice mai vast. Consolidarea recomandărilor în raport cu politicile publice prin precizarea modului în care acestea pot fi implementate concret de către autoritățile publice, fie prin propuneri specifice, fie prin colaborări directe cu factorii de decizie locali și naționale. Generalizând demersul științific al lucrării prezente, precum și actualitatea subiectului tratat, originalitatea,
prin elemente și contribuțiile științifice personale și importanța ei teoretică și practică, considerăm că teza de doctor rolul administrației publice locale în gestionarea proceselor migraționale constituie mare parte a exigențelor unitate față de așa gen de lucrări și propunem înaintarea acesteia spre susținere, iar autoarea Filippo Vidina merită să îi se confere titlul științific de doctor în sociologie la specialitatea 541.02, structură socială, instituții și procese sociale. Mulțumim și doamnei Buciceanu pentru această analiză exigentă și generatoare de noi perspective în abordarea procesului migrațional. Doamna Filipov, dacă aveți dumneavoastră anumite opinii în legătură cu obiecțiile conținute de al referentului oficial, atât și al doilea aviz, poftim, puteți să expuneți. Mulțumesc, doamna Găgauz, mulțumesc, doamna Buciceanu Vrabie. Am și citit atent recenziile, le-am ascultat atent. Tot ce pot să menționez acum este că pentru mine tot ce ați recomandat și tot ce e consemnat în recenzie e ca o lecție pe care de învățat, din care pot să culeg experiență importantă. Sper că toate astea o să-mi fie utile în continuarea studierii probleme respective, dar mai aproape deja de administrația publică locală. Mulțumesc mult pentru efortul care l-ați depus și mulțumesc încă o dată, doamna Găgauz, că a schimbat titlul tezei de doctor și a întors un pic lucrurile mai către ceva mai clar și mai definit. Propun acum să trecem la un schimb de păreri, la discuția asupra acestei lucrări și rog pentru cine să se expună în privința acestei teze. Suntem nu chiar atât de mulți, nu 20 de membri de Consiliul, numai 5, așa, numai 5, doamna Balcoci este prezentă și ea în cadrul acestei ședințe, numai că doamna Malcoci a dedicat-o pe doamna secretar științific să expună consideră ea esențial pentru această discuție și am să rog pe doamna. Să pornească această discuție. Deci, eu spun conținut cu avizul, e prezentat în doamna Ludmila Malcoci, și doctor Fabilitate în științe sociologice, profesor cercetător. Tema tezei de doctor este una actuală și importantă. Actualitatea rezidă în faptul că ultimul decenii populației republicii Moldova, în special, inițial migrația este pentru o perioadă de timp, dar odată cu scurgerea anilor, majoritatea se stabilesc în țările în care au migrat și nu se mai întorc acasă. În aceste condiții, situația demografică devine tot mai problematică. Populația țării s-a înjumătățit de la proclamarea independenței, evident că este și a contribuit la întoarcerea celor care au lucrat în casă. În acest context, s-a existat de necesarea comunului și responsabilității personalului în acest proces. Tema tezei de doctor este prezentată într-o manieră coordonată cu problemele abordate. Astfel, reieșit din tema de cercetare, care analizează din punct de vedere teoretic și practic rolul autorităților publice în gestionarea migrației,
cadrul instituțional și politic de gestionare a migrației, relațiile dintre migrație și dezvoltarea locală și implicațiile fenomenului migrației asupra coeziunii sociale. Scopul și obiectivele tezei sunt prinderi chimică, justificate, măsurabile și relevante. Analiza lucrării denotă că obiectivele cercetării au fost atinse pe deplin. Autorul a reușit să asigure coerența dintre scop, obiectivii, ipoteze, metodologii de cercetare, analiză, soluție. Metodologia cercetării corespunde scopului și obiectivelor acestei. Astfel, autorul aplică mai multe metode de cercetare și analiză, cum ar fi documentarea, inducție și deducție, analiza și sinteză, modelarea, abordare sistemică, metoda comparativă. Totodată, autorul aplică
securitate foarte reușesc să mobilizeze resursele și sociale și există primării care să decurgă mandat, ceea ce înseamnă că modelul incremental al politicilor în Republica Moldova încă nu s-a consacrat într-o cultură administrativă. Deci lucrurile care eu le-am într-adevăr, curajul cu care s-au aventurat încă merită, da, merită susținut și de mare valoare sunt lucrurile pe care le-au făcut la colegiile noastre. Chiar mă gândesc serios dacă poate fi făcut un indice din acesta compozit, cum a sugerat doamna Găluz. Este posibil cu mult efort și bine ar fi și frumos să se apropie mult mai mult mediul academic de autoritatea locală sau invers, nu știu cum să spun. Deci, în momentul ăla că nu am localitate, problema asta, cum să fac să fie, să fie mai bine, adică de unde să o încep. Există câteva exemple de bună practică, să spun. Ce să zic? Pentru că zona asta, dimensiunea asta administrativă, da, în terenul sociologiei, în mai ample. Pentru că în necunoștință de cauză, acceptăm totul ce vine de exterior. S-a venit cu ideea de management public. Noi am acceptat-o tacit și ne-am prezit că, de fapt, nu ne-a oferit nimic. Acum Republica Moldova cred că are nevoie de o nevoie, s-a spus în prezentare, oamenii au ajuns la o anumită vârstă, deja nu se mai regăsesc și încearcă să se întoarcă, foarte atentă și să valorifice tendința respectivă. Mai ales că prin programele Uniunii Europene se pot găsi această temă. Nu era nicio teză de doctorat despre rolul administrației publice în administrarea proceselor migraționale, iar abordarea chiar este inovatoare, îndrăzneață, cum a spus și dumneavoastră. E un proces de cercetare foarte îndelungat și complex. Am văzut asta imediat ce am citit lucrarea, dar înainte de a apărea această lucrare, am atras atenția la un articol pe care l-ați publicat anterior, îl văd și aici în cuprinsul lucrării, viziunea asupra migrației în programele electorale ale partidelor politice. Această abordare inovatoare s-a făcut. Și am discutat tot ce înseamnă relația directă de am remarcat acest care l-a spus pe programul de finanțare comunitară și platforme de crowdfunding
tip de finanțe, de mijloace financiare și accentuează rolul de agenții ai dezvoltării. Apropo de reziliență, că a ajuns un termen foarte des utilizat, e tocmai etapa care cumva încearcă să asigure această relație consolidată între migranți și cetățenii, pentru că dincolo de remitențe, dincolo de acest sprijin constant pe care l-au migranții față de familia noastră, inclusiv infrastructură, și cum a remarcat domnul președinte al Consiliului, și lucrarea și prezentarea celor doi referenți chiar sunt generatoare de idei și mi-aș dori să văd continuarea acestui demers de cercetare, tocmai prin dacă veți avea această curiozitate, realizarea unui studiu și de scoatere în evidență unor bune practici care sunt succes în continuare. Mulțumesc, doamna Vina. Mulțumesc, doamna Vina. Rămân mai doi membri Consiliului care trebuie să doresc să spună părerea în legătură cu această cheză. Tatiana? Eu încerc de mai mulți ani să fac conexiune dintre cercetările din administrare publică și sociologie și să spun în valoare care este foarte utilă pentru a vedea anumite și sigur că salut acest efort de a veni cu cercetări. Deci revin la expertiza conținutului lucrării. Apreciez că cadrul cercetării este
scoată în evidență originalitatea științifică, atât prin valențele teoretice, cât și cele aplicative ale tezei. Referența unui bibliografic realizat, concluzia dezvoltării segmentului de cercetări sau de rolul administrației publice locale. Care competează realul cunoștințelor în domeniul de publică în domeniul. Ceea ce sunt inovația și originalitatea științifică este încălzită prin valoare rezultate de opționate organizate prin deoarece și de asemenea sociologic care iată să doctorandii să intre în esența proceselor menționate, să facă conexiune cu administrația concluzii. Valoarea practică a cercetării se prezintă în terenul discuțiilor sociologice, rezidă în studiile care sunt realizate la dinamică și de asemenea posibilitatea de a extrage și a interpreta datele. Dacă încercăm să examinăm componentele calității metodologice a tezei, și rezidăm coerența definirii aparatului categorial, scopul obiectivelor, criteriilor epistemologice, profunzimea interpretării datelor și, de asemenea, suportul metodologic în cursul înșir întregului principiu. Deci, care încearcă să respecte doctorandul. Există o logică structurată a timpului, a ideilor, a ce ține de domeniul de cercetare. De asemenea, textul tezei este prezentat și structurat în conformitate cu cerințele de documentare. Teza conține trei capitole segmentate în 10 paragrafe secundate de concluzie. De asemenea, sunt prezentate adică toate componentele solicitate. Introducerea a rezumatului științific conține toate componentele tezei, respectă conținutul tezei. De asemenea, volumul capitolului este dispus proporționat, în valoare de jur de 40 de pagini pe capitol și, de asemenea, asigurarea bibliografică a tezii include 252 de titluri de lucrări științifice și sunt structurate, expuse, ținându-se cont de valoarea acestor lucrări, conținerea autorilor în domeniu. Se regăsesc titluri bibliografice ale autorilor străini, autorilor de Republica Moldova. Expertiza ce ține de calitatea concluziilor generale și a recomandărilor, care reflectă obiectivele transate și care iese din ipoteză, subiectul cercetării. De asemenea, recomandările de cercetării și încearcă să la
avea în cazul aplicării acestora. Sigur că întotdeauna atunci când realizăm un pentru a dezvolta alte tezi, o atenție probabil mai mare trebuia dat deci cum se baza empirică sociologică putea valorificată prin analiza numerică a datelor primare și după mine și identificarea anumitor corelații cu indicatori și care ar fi scosă în evidență și ar fi identificată anumite relații grupuri. Vreau să menționez că mai multe țări au conștientizat necesitatea includerii indicatorilor sociologici pentru calitățile publice și respectiv probabil și sociologii din Republica Moldova trebuie să vină cu ideea implementării acestor indicatori, fiindcă opinia publică trebuie să devină un instrument foarte eficient de lucru și în domeniul administrației. Mult de una și de asemenea conținutul rezumatului științific reflectă conținutul tezei. Conținutul lucrării a fost examinat în cadrul ședințelor secției sociologiei și sociologiei sociale. Varianta finală a lucrării reflectă faptul că doar am muncit, am modificat, ținând cont că a fost intervenit inițială a tezei și în fața argumentelor expuse, deci consider că teza în mare parte constă de cerințe înaintate față de o asemenea de lucrări și sigur că mă alătur și de colegilor care susține acordarea tehnicilor științific pentru științe sociologice în domeniul, în specialitatea structură socială, instituții și procese sociale. De asemenea, integrarea politicii publice și în programele universitare predate la specialitatea socială. Această ședință a Consiliului s-a soldat cu, în calitatea mea de președinte, am voie să constat acest lucru, cu foarte serioasă abordare a acestei teme, a generat așa o atitudine interesată
interesantă și, și foarte profund analizată. Așa că mă bucur că am așa o posibilitate să constat acest lucru. Eu, în calitatea mea de președinte, eu vreau să spun că, într-adevăr, problema migrației constituie un fel de interesul special pentru a vedea cum sunt tratate problemele era la putere Partidul Comunist, era cea mai dramatică perioadă a învățării. Eram în străinătate și mă întorceam în avion împreună cu acești frați care n-au șapte ani, alături stăteam. Mă pătrundeam de această sau produs migrația circulară, prin tot prețioasă în sensul că are posibilitatea să am să susțin această lucrare pentru că am să felicit colaboratorul științific și în special doctoranda pentru acel care trebuie de proces. Fenomenul acesta nu este unul așa simplu și nu poate fi Moldova interpretată ca una din primele cinci țări
am găsit eu o calificare de migrație Republica Moldova. Nu cel mai înalt, dar primele cinci țări a intrat după acest calificativ. Foarte interesant. Noi, într-adevăr, cercetate aceste probleme și cercetate în continuare și poate această cercetare de la spisul nostru și nici mai ieftină nu e. Da, așa o poezie, un poet din secolul XVIII. Mai ieftină pâinea din scrisul nostru, datorită scrisul nostru, așa că... problemele cu diaspora și generațiile secunde de migranți, dar generații de terțe, probleme foarte cuprinzătoare. Asta discutăm mai departe. Finalizăm această ședință. Proiectul cătării. Nu. Da. Noi lucrăm de acum 3 ore. Da.
respecta prezența membrilor. Luați loc în panică, v-am ocupat locul. Nu. Așa. Nu. Pentru că am misiunea de a anunța prezentul consiliului oficial, anunț publicului rezultatele votării. Să spuneți câteva cuvinte, cuvânt de încheiere. Da, desigur, vreau să gânduri de recunoștință. Vă mulțumesc pentru interesul care pentru lecțiile într-adevăr trebuie să fie dezvoltat și atât că migrația nu gen nicio viață ca să studiem toate aspectele în față. Care sunt aici prezenți. Aici toți am simțit. Vă mulțumesc foarte mult. Și tuturor succes și sănătate. Așa. Ședința Consiliului știți cât de Și mai este. Dar până la urmă,